Sunt Zvarski și bine v-am regăsit! Continuăm maratonul nostru, dar înainte să începem, nu uitați să apăsați pe acest frumos buton roșu de abonare ca să primiți de fiecare dată o notificare când apare un video nou. Nu uitați să mă urmăriți și pe pagina mea de Instagram, acolo postez zilnic, sunt foarte activă și sper că vă inspir cu postările mele. Iar acum să trecem la treabă! Așadar, primul exercițiu. Picioarele sunt îndepărtate. Vârfurile picioarelor trebuie să fie orientate spre exterior. Ținem gantera în ambele mâini. Facem o genuflexiune, aducem mâinile în față și ne ridicăm. Facem acest exercițiu un minut. Începem! Hold on to my embrace, this time I promise it won't break. I'm hoping the things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home. Ținem gantera în ambele mâini și coborâm spre podea. Facem acest exercițiu un minut. Începem! We stay up till morning and head out exploring. Make up for months that we've missed. 'Cause the cold air is calling and my head's recalling the moment that I was convinced. We'll stay up till morning and head out exploring. Make up for months that we've missed. 'Cause your lips are calling and my heart's recalling the way I could never resist. It's been so hard. Acum facem fandel pe piciorul stâng. Un minut, începem! Facem același exercițiu și cu celălalt picior.
stăm pe spate, aducem împreună mâinile și piciorul drept. Un minut. Începem! Facem și cu celălalt picior. Un minut. Stăm pe spate, punem gantera pe șolduri, ridicăm bazinul, coborâm. Facem acest exercițiu un minut. Începem! Bazinul rămâne sus, apropiem genunchii, îndepărtăm. Un minut. Începem! Ne relaxăm, picioarele la piept.
Facem din nou tot setul de exerciții, picioarele sunt îndepărtate, vârfurile picioarelor trebuie să fie orientate spre exterior, ținem gantera în ambele mâini, facem o genoflexiune, mâinile aducem în față și ne ridicăm. Facem acest exercițiu un minut. Începem! Ținem gantera în ambele mâini și coborâm spre podea. Facem acest exercițiu un minut. Începem! Acum facem fandări pe piciorul stâng. Un minut, începem! Facem același exercițiu și cu celălalt picior. Stay up till morning and head out exploring. Make up for months that we've missed. 'Cause the cold air is calling and my head's... Stăm pe spate, aducem împreună mâinile și piciorul drept. Un minut.
Începem! So hard. Facem și cu celălalt picior. Un minut. Stăm pe spate, punem gantera pe șolduri, ridicăm bazinul, coborâm. Facem acest exercițiu un minut. Începem! Bazinul rămâne sus, apropiem genunchii, îndepărtăm. Un minut. Începem! Ne relaxăm, picioarele la piept.
acesta a fost antrenamentul nostru de astăzi, sper din suflet că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, iar dacă încă nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, nu uitați să dați subscribe. Mă bucur foarte mult că vă plac maratoanele mele, însă dacă doriți antrenamente mult mai lungi și mai intense, vă recomand programele mele pe care le găsiți pe site-ul meu cristinazavarski.com. Deocamdată sunt două programe, abdomen plat în 30 de zile, pe care puteți să-l începeți chiar astăzi, și al doilea program al meu se lansează în 20 mai, fese bombate în 30 de zile. Ambele programe sunt foarte intense și o să vă ajute să aveți un corp de invidiat. Cam atât pentru astăzi, vă pup și ne vedem mâine! Pa, pa!